În lumea în care trăim noi, răul este tranzitoriu, este și în manifestările lui care sunt urâte, dar chiar și în cele frumoase, așa zise frumoase. Plăcerile pe care le oferă păcatul sunt numite plăceri de un secol, un mileniu, eternitate, nu? O zi, nu? O săptămână, nu? Plăcerile de o oră, nu? Plăcerile de un minut, nu? Biblia ne numește plăceri de o clipă.